Bună dimineața tuturor! Bine ați venit la Conferința Națională Moodle în Educație, organizată de Liceul Tehnologic Vasile Sab Roma, în colaborare cu Casa Personalului Didactic și Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Și primăria. De asemenea, mă rog, poate nu ați. Mulțumesc, domnule primar. Avem ca parteneri universități cunoscute în țară, și anume Universitatea din București, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Universitatea Vasile Alexandri din Bacău, de asemenea Societatea de Științe Matematice Filiala Neamț și rețeaua Edu Moodle România. Fac precizarea că activitatea de astăzi a fost inclusă într-un program foarte amplu al activităților desfășurate în această perioadă în municipiul Roman. Și anume este vorba de zilele municipiului Roman, care se desfășoară pe perioada 10 zile. Un sprijin deosebit pentru organizarea acestei conferințe am primit din partea primăriei Roman și personal din partea domnului primar, profesorul Laurențiu Dan Leoreanu, căruia țin să-i mulțumesc în mod deosebit. Și totodată îl rog să își exprime câteva gânduri pentru participanții de la conferința de astăzi. Bună ziua tuturor și bine ne revedem la o activitate mai altfel, o activitate care se dorește atât din ce am simțit eu, din emoția și fiorul acestei activități, să păstreze tradiția, să păstreze spiritul, dar să îmbunătățească mijloacele, metodele prin care să aducă atât în platforma de lucru a cadrelor didactice, dar și în proiecția viitoarelor activități a elevilor, un mod de lucru modern care să facă cunoștințele deja cercetate și dobândite în timp, cele care sunt certe și care, de care e nevoie, să fie mult mai ușor accesibile într-un sistem din ce în ce mai modern. Participam ieri la o conferință organizată de Serviciul Român de Informații pe Securitate Informațională și erau prezentate anumite lucruri care, la prima vedere, puteau să pară că deja le știm elementare, simple, dar cu impact extraordinar asupra vieții noastre, la care nu ne gândim. Dar e important că se gândesc alții. Și e important că, din când în când, se facă astfel de dezbateri prin care cei care au anumite atribuții în domeniul managementului de diferite tipuri pot acționa. Și se spunea acolo la un moment dat că la începutul veacurilor, să spun, și mult, mult mai pe urmă, până spre începutul secolului 20, dezvoltarea tehnologică mergea în pas cam cu dezvoltarea umană a omului ca animal biologic care se afirma pe piramida trofică așezându-se în vârf. Se pare că acest secol care a început, care a dat și startul unui nou mileniu, anunță un decalaj semnificativ între ceea ce înseamnă dezvoltarea umană vis-a-vis de dezvoltarea tehnologică. Și putem vedea că oricât ne-am strădui, reușim, mai ales cei care am parcurs o bună bucată de viață, reușim să ținem un anumit ritm, dar nu reușim să alergăm în ritmul în care își dorește tehnologia. Vin din urmă tinerii cu abilități care folosesc tot felul de device-uri, care deja au preocupare accentuată în ceea ce înseamnă sistemele informatice, rețelele, în general tot ceea ce înseamnă de ține de cyborg. Dar vedem că e din ce în ce mai greu. Pașii pe care tehnologia îi face sunt foarte rapizi, iar eu cred că
pregătirea generației actuale, a celei care vine, de generația actuală de cadre didactice, trebuie într-adevăr să aibă o anumită legătură, o anumită armonie biunivocă, sigur, în această relație, astfel încât să poată funcționa în condiții cât mai bune. Pentru că acesta este adevărul, de ce să nu recunoaștem? Vine în tineri de urmă care, în ceea ce înseamnă operarea sistemelor informatice, ne depășesc cu mult pe noi, cei care avem dedicația, sarcina și răspunderea, să le transmitem informații, pregătiți fiind într-un sistem clasic, dar care, iată, de la etapă la etapă s-a modernizat, încât de la un moment dat, dacă nu avem o preocupare accentuată asupra acestui plan, începem să pierdem teren. Sigur că lucrurile vor evolua și e bine că evoluează, până la urmă să nu începem să gândim în science fiction, dar e posibil să nu preia tehnologia locul omului. Ar fi destul de trist să se ajungă acolo. Deși ca preocupare, cam începe. Eu am văzut și tineri la diferite întâlniri, stau de vorbă, chiar la zile, chiar la anumite socializări. Îi vezi că stau la masă, povestesc ceva și tu îi vezi fiecare că se lasă pe spate cu smartul pe spate și începe butonarea. Cred că ați văzut și dumneavoastră acest lucru, că se întâmplă. Ceea ce înseamnă că tehnologia vine și pune amprenta, și pune, dacă vreți, autoritatea asupra celui care o folosește. Dincolo de acest lucru, am spus că trebuie speculat și pus în practică, speculat în sensul bun al cuvântului, avantajele tehnicii a tehnologiei în activitatea didactică. Așa încât salut acest simpozion, această conferință, îi salut pe invitați și le urez bun venit la Roman. Sunt convins că această ediție de început a unei activități care ar trebui să continue și sunt convins că va continua, își va pune amprenta în sens pozitiv asupra auditorului, dar și asupra celor care vor conferenția, pentru că sigur vor avea loc și discuții, dezbateri care să scoată în evidență principalele puncte ale conferinței de astăzi, încât nu pot să vă urez decât succes. Noi, în cadrul zilelor municipiului Roman, avem foarte multe activități care surprind atât latura științifică, latura tehnologică, latura religioasă, sportivă, artistică, competitivă și așa mai departe. Sunt 10 zile de, pentru prima dată, 10 zile de manifestări din cele mai diverse în municipiul Roman, așa încât urez la mulți ani tuturor romașcanilor să se simtă bine și să se bucure de aceste zile, iar celor care sunt în ospeție în municipiul Roman, de asemenea, să se simtă bine, cu zile frumoase și bune, sănătate și bucurie tuturor. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule primar! Un sprijin deosebit am avut din partea inspectoratului școlar județean. De aceea o rog pe doamna inspector, Camelia Neța, să vă adreseze câteva cuvinte. În primul rând vreau să vă transmit salutul domnului inspector general, care n-a putut să treacă decât o clipă să vă salute scurt, dar rămâne cu gândul aici, are o activitate foarte productivă azi, are multe activități. Din nou, trebuie să îl felicit pe domnul primar, că este mereu alături de activitățile noastre. Ne-am văzut de câteva ori anul ăsta, chiar am avut foarte multe activități la Roman și tot timpul a fost alături de noi. Bine, alături de noi, nu numai cu sufletul, dar și cu partea financiară, că asta este cea mai importantă în ziua de azi. Să spun bun venit invitaților și să le mulțumesc că sunt alături de noi, de colegii mei, nu doar colegi de matematică, colegi de multe discipline, am văzut în sală, de fapt văzusem și pe hârtiile cu pliante și tot ce mi-a arătat înainte colega. Felicit Liceul Tehnologic Vasile Sav, să știți că nu e la prima activitate de acest gen. Doamna Petrovici de multe ori ne-a prezentat platforma Moodle și de mult timp insist în fața colegilor de matematică. În școală chiar a reușit cu succes să se lucreze pe această platformă. Mi-au arătat și mie când au fost și teste care lucrează cu copiii și multe activități pe care le fac.
Am mai avut încă acum un an, doi, o activitate de genul acesta, dar mult mai mică. Văd că a reușit să extindă și cu ajutorul casei propriu didactic chiar o extindere mare. Mă bucur să vă văd, vă doresc o zi foarte frumoasă și productivă și nu doar din ce veți învăța aici, dar și din schimbul de experiență între dumneavoastră. Sper că ziua va fi, se va încheia cu succes. Mulțumesc! În continuare, dau cuvântul colegii Adriana Petrovici, pe care o rog să prezinte oaspeții noștri, personalități care au preocupări în domeniul discutat în conferința noastră de astăzi. Vă urez tuturor mult succes! Bună ziua tuturor și celor care n-am reușit să vă spun personal bine ați venit. Mulțumesc colegilor din Iași, Bacău, București. Sunt 163 de participanți, peste așteptările noastre celor care am inițiat conferința. Asta înseamnă că credința mea că învățarea tradițională trebuie îmbinată cu didactica modernă, cu software educațional, cu platformele de e-learning, are colegii mei au preocupări în acest domeniu, dar ne manifestăm mai puțin. Și dacă unii dintre invitații noștri, în speță domnul Marin Vlada, domnul profesor Marin Vlada la Universitatea București, au reușit să organizeze o conferință care este la a 13-a ediție și a reușit să o plimbe prin toată România, Iași, București, Iași, Cluj, Timișoara, Brașov, Constanța, Pitești, Târgu Mureș, aveți acolo harta. Eu mă bucur că, sprijinită de Casa Corpului Didactic, este primul vinovat de această activitate, doamna profesor metodist Carmen Corlățeanu, dacă vreți să vă cunoască lumea. Dânsa a avut inițiativa, eu am venit cu platforma cu ideea că putem face o conferință pentru platforma Moodle, am scris-o în calendarul Ministerului, este în oferta Casei Corpului Didactic Neamț și în momentul ăsta suntem aici să punem în practică o idee care vine din septembrie 2014. Dar ideea asta nu s-ar fi putut materializa fără sprijinul domnului primar și a Departamentului Învățământ de la Primăria Roman și mai ales fără acceptul invitațiilor de onoare care sunt prezenți aici toți, domnul profesor Marin Vlada la Universitatea București, domnul profesor Adriana Dăscăliții de la Facultatea de Electrotehnică și Inginerie Aplicată, Informatică Aplicată, de la Universitatea Gheorghe Asache din Iași, Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași, domnul profesor decan al Facultății de Științe ale Educației din Bacău, domnul profesor Mihai Tălmașu, doamna profesor Marcelina Mocanu, pe care mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți, pentru că v-a coordonat lucrările de grad și alături de profesorii metodiști din Neamț v-au chinuit puțin ca să vă puteți parcurge cu succes acest examen. Domnul profesor Valerian Antohe este reprezentantul Institutului GeoGebra din Timișoara, un soft de care credem că nu sunteți străini, util matematicii, dar în același timp și altor științe, mă refer la fizică, chimie și așa mai departe. Și mulțumim, este și director al Liceului Perpesiciu din Brăila, a organizat de curând un simpozion internațional cu aceeași temă, așa că ne va da informații interesante și utile. Și nu în ultimul rând, domnul Adrian Herman, care reprezintă rețeaua EduModel România,
și care poate, chiar și înaintea casicorpului didactic și înaintea ideii mele, este principalul autor, pentru că e rețeaua EduMood în România și echipa de coordonare formată din fratele dumnealui, domnul Cosmin Herman, care nu poate fi prezent aici, că este astăzi la Praga, și alți, și o echipă pe care o găsiți pe rețeaua EduMood în România, dacă căutați pe internet, o echipă de profesori inimoși care au găsit energia și timpul necesar să se dedice acestei activități a implementării rețelei EduMood în România. Trebuie să mulțumesc și conducerii liceului nostru, care m-a sprijinit și mi-a dat tot concursul și nu în ultimul rând, pentru că activitatea asta nu ar fi fost posibilă. Vreau să le mulțumesc colegilor mele care s-au ascuns pe acolo prin spate, doamna profesor Rădulescu Zenobia, doamna profesoară Dana Preferiță, doamna profesoară Paula Leancă, doamna profesor Lăcrămera Vlăduț, informaticianul nostru care a ascuns pe acolo pe undeva, domnul profesor Daniel Purpan, și elevilor noștri care au venit să învețe câte ceva de la invitații de onoare, de la noi, și de ce nu să înveți și cum să organizează un astfel de eveniment. Astea fiind zise, o să încerc să dau cuvântul domnului profesor Marin Blada, să ne spună câteva cuvinte despre Conferința Națională de Învățământ Virtual, care a debutat în anul 2003 și care a avut un succes și un impact deosebit și care, în paralel, mai are o conferință pentru mediul universitar. Mulțumesc, doamna profesor Petrović. Bună ziua! Bine v-am găsit și vreau să vă felicit pentru contextul general din acest spațiu al Moldovei. Mi s-a zis de unii din București că Roman este un orășel din Moldova. Dar am constatat că este un adevărat oraș cu multă activitate, cu licee, am și văzut ceva, am fotografiat, nu știam, casa lui Sergiu Celibidache și mi-am adus aminte de anii mei de facultate. O colegă m-a răpit, atunci nu prea se lipseau de la cursuri, rețin și cursul, m-a răpit de la cursul de economie, se făcea economie, cred că prin anul 2 sau 3, eu, fiind la facultatea de matematică, la specializarea informatică. Nu m-a răpit numai pe mine, vă gândiți. Au răpit mai mulți colegi, eram vreo 5 sau 6, și am participat la repetițiile lui Sergiu Celibidache la Ateneu. Observați că am reținut acest eveniment, pentru că le-am trăit. Și fiind vorba de școală, învățarea e procesul cel mai complicat. Eu fiind cu formație de matematică, dar impregnat cu teorii, proceduri, contexte, limbaje, filozofii de informatică, credeam că drumul meu e să fiu bun executant de programe, de proceduri și așa mai departe. Dar în jurul anului 2000, când calculatorul speriase sectoare de activități ale omenirii, o etapă importantă a fost prin anii 70-80, când contabilii erau speriați că nu au de lucru, vor veni calculatoarele și încercau să realizeze obstacole. Și cred că se mai întâmplă și în școli, și în unități. Ținând seama
de faptul că prin realizarea de sisteme informatice, prin utilizarea calculatorului, în școala a pătruns târziu, după 90, mai ales datorită tehnologiilor web, mentalitatea omului se schimbă greu. Veți observa în lucrarea pe care o voi prezenta. Am fost nevoit să-mi schimb atitudinea și față de profesie, și față de viață, și două mari obiective mi-am propus să am în vedere zilnic. Și anume, să învăț ca să pot să înțeleg ce se petrece în jurul meu, ce se petrece în România, iar spunea doamna Petrovici de conferințele CNIC și ICBL, din 2000 am început să văd că altfel nu pot să înțeleg fenomenele. Ce se petrece în Europa și în spațiul european. Când eram student, după aceea vreo 10 ani, nu știam la locurile de muncă, ca informatician, nu știam ce se petrece în jurul meu. Deci școala trebuie să facă astfel încât să-i provoace pe elevi ca să învețe nu numai la școală, și să învețe să se adapteze la toate schimbările. Familia, școala, societatea, toate concură la dezvoltarea personalității oamenilor. Spunea domnul primar aici de decalajul dintre dezvoltarea umană și dezvoltarea tehnologică. Prin anii 70-80, în domeniul informaticii, oamenii erau depășiți de unele utilizări ale calculatorului. Chiar vorbeam aseară cu domnul director al liceului că îmi pare bine că doamna Petrovici a preluat ideea de la CNIC să ne gândim nu numai la cei care vin să prezinte lucrări, care știu să conceapă o lucrare, știu să vorbească în public, știu să atragă elevi, ci să ne gândim și la ceilalți. Și aceasta a fost unul dintre succesele conferinței CNIC, să se gândească și la cei care nu sunt în stare, nu au curajul, unii debutanți, unii chiar după 10 ani, nu au curajul să prezinte o lucrare, să o conceapă, și eu am pronunțat cuvântul cheie. Dacă nu au cadru de manifestare, dacă nu primesc un curaj de la colegi, sau dacă singur nu se încurajează, devin complexați. Și apropo de dezvoltare, mulți profesori rămân complexați. Ori această idee, ca să vină să vadă cum se prezintă, este foarte important, atât pentru elev, cât și pentru profesor. Eu nu mă gândeam atunci, în 2000, că va lua amploare acea idee. Ori a realizat ceva. Și am observat că am fost președinte de comisie de bacalaureat mai mulți ani, din 98 până în 2010. Am observat că profesorii de științe, în general, sunt educați prin formația lor la organizare, la disciplină, între ghilimele disciplină, la realizarea de etape și de propuneri să realizeze ceea ce nu au realizat
în trecut cu instrumente noi, și anume provocări. Spuneam aseară cuvântul plictiseală. Omul trebuie să trăiască din plăcere, să învețe din plăcere. De-a lungul vremii fiind informatician, mi s-au propus fel și fel de transferuri sau alte locuri de muncă, dar la un moment dat le spun și studenților. Am vorbit și cu domnul Enescu. Este pe aici domnul Enescu? Da, este. Domnul Mihail Enescu. I-am și spus. Le spun studenților că atunci când termine sau în timpul facultății să nu discute la interviuri, la diverse teste despre bani. America are cultul voluntariatului. Un an, doi ani de zile pot face voluntariat. Și după aceea, din bani. Vreau să mulțumesc doamnei Popovic pentru faptul că a avut ideea acestei organizări și vreau să vă propun ca să încercați să continuați aceasta cu, prin colaborare și parteneriat cu alte institute, cu alte inspectorate județene, astfel încât acest model să poată fi transmis spre inspectoratele vecine sau să merge spre alte inspectorate.